Discuția asta despre Roberto mie mi se pare, sincer, vă spun în felul următor. Băieții sunt deranjați de comportamentul lui Roberto, mai ales în ceea ce privește fetele, pentru că ei cumva l-au cam citit acolo în casă și știe cum este. Nu mai vorbim despre faptul că Roberto are același comportament încă de când a intrat în casa Mireasa. Mă refer la fete. Și dacă stăm să ne amintim de începuturi, atunci când și le imagina în tot felul de ipostaze, cam despre asta este vorba. Adică tu în emisiunea din live te prezinți ca o victimă, când de fapt în casa băieților ești un vulpuie bătrân, să zic așa, ca să mă iau și eu după doamna Eleonora. În fine, până la urmă fiecare joacă cartea așa cum dorește și cum simte el că e mai bine pentru el.